inicialmente, em Sabão, que é o bem na volume da relação de lá na Câmara de Zé, anterior a Sato Volume na Cosmin, și l-aș ruga în continuare pe domnul profesor Dumitru Angel să ne spună câteva vorbe cu despre acest vot. Mă rog, mă rog, să -mi verific scaunul. Am amigo. Nu pentru dumneavoastră, n-am cu mare amigo. Doamnelor și domnilor, volumul de proză, de proză mare, de mare întindere, e Isabel, cred că e mai bine, editura Tipo Moldova Iași 2015, 748 de pagini, colecția Opera Omnia, romanul de azi, semnat de Magdalena Iugulescu, este recenta prezență pe piața cărții de literatură etnică majoră a scriitoarei din Brăila. La mai puțin de 2 ani de la debutul editorial cu volumul Cosmin, premieră absolută în area romanului social, pe o temă de o actualitate pe cât de frustrantă și de strictă actualitate civică, pe atât de incitantă în planul generalizării și al cuprinderii umane, cu nuanțări de fapt divers, dar de dimensiuni socio-umane în regim de avarie și cu imprevizibile și grave consecințe. Tema la romanul Isabel, este reluată de prozatoare de la o altă dimensiune epică, dar tot ca o indigestie estetică, în noul roman Isabel, pe acela sindrom al umilinței, înlocuind drama copilului părăsit de mamă din primul volum, cu frământarea sufletească și atitudinea generoasă a marei, bona româncă, nevoită să suporte hachițele unei bătrâne bogată și capricioasă din Italia. Ambele personaje, Cosmin din primul roman și Mara de aici, sacrificate pe altarul integrării în Uniunea Europeană și al unei globalizări cu consecințe imprevizibile și pe termen lung. De fapt, un sindrom și un calval al umilințelor îndurate gratuit, cu minte și resemnat, ca un răspuns nemeritat la decența unei speranțe irosite. Cosmin, strigătul disperat al copiilor abandonați, Isabel, revolta în genunchi a părinților victimizați de umilitoare penitențe imorale, cu totul în afară unor privațiuni autoimpuse ca un canon al neputinței și al resemnării. De fapt, un alt tip de feudă, cred că e bine așa, într-un alt ied istoric, dar al idealurilor și al speranțelor, fără acoperire, pe structura unui roman psihologic născut din drame personale provocate de traume sociale. Romanul Isabel, structurat ca un jurnal sentimental derulat pe o cronologie sentimentală, beneficiază de metafora grafică de pe copertă, o vedeți aici, de pe coperta întâi, care întruchipează vulnerabilitatea protagonistei, Cilsium vulgare în limba latină, sau scaietele de câmp, o buruiană ostilă, cu o floare a cărei delicatețe este pusă în lumină doar de austeritatea condițiilor în care înflorește, semnată de Ana Maria Iugulescu, designer Londra. Cartea Isabel se deschide cu un cuvânt înainte semnat de scriitorul Dumitru Barău, tipul de aici, un roman psihologic al recesiunii sufletești și al speranțelor irosite, cum spune la paginile 7-21, o analiză incitantă, pertinentă și la obiect,